plăcești și călătorești cu Europa FM. 8 și 37 de minute, ghicești și călătorești. Ai și banii să călătorești dacă ghicești. 1000 de euro e premiul din această dimineață și din această dimineață. În plus, știți bine că pentru această ediție în care Vlad a ascuns tichetul, avem și o cameră dublă pentru voi. 5 nopți, all inclusive, Venus, 4 stele, super tare. Generosul Petreanu, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Nu știu ce să zic, când de unde păreau lucrurile simple, acum cred că s-au complicat un pic. Eu v-am spus. Da. Deci ține cel puțin până o lună. Aveți toate indiciile pe site dacă vreți să vă inspirați. 0372069599. Să începem cu Cristina. Bună dimineața! Bună! Bună, Cristina! Bună dimineața! Ce mai faci tu, măi, Cristina, măi? Bine, stăm la umbră. De unde ești? Ne adăpostim de soare, din Brașov. Păi și la Brașov e canicula la ora asta deja? Da, este. Stăm la 10 și bate soarele chiar pe balcon și e foarte cald. Asta e nasol. Da. La ultimul etaj, pe vară, e nasol. Da, hai să vedem dacă... aproape de soare. Hai să vedem dacă te-ai intrat pe site, știi ce s-a întrebat până acum? Da. Știi, bravo. Hai să-i dăm drumul și întreabă-ne și tu. Poți câștiga premiul 1000 de euro și sejurul de 5 zile la mare. Da. Oare tichetul de vacanță este la Arcul de Triunf? Ți-a plăcut ție Arcul de Triunf? Arc de Triunf. Triunf. Triunf? Și ar fi fost nu la A, ci pe. Dar răspunsul este nu. Este la Arcul de Triunf. Mulțumim tare mult, Cristina. Pe l-ai fi pus, este, dacă l-aș fi pus pe. Deși da, n-am urcat niciodată pe Arcul de Triunf. Ai fost pe Arcul niciodată, de Triunf? Niciodată, dar era o fost? Ceată de oameni. Acum vreo două săptămâni, cred că a fost ceva... Se poate urca, nu? Se poate urca, oricând București, se vizitează. Bucureșteni suntem noi care se vizitează non-stop? Da. Extraordinară veste. Pe Arcul de Triunf. Ce București este? Eu nu mă urc pe lucruri în general, adică nu văd sensul. Mă urc pe Arcul de Triunf să ce? Să văd Chiselefu în zare? Pe Tur Eiffel te-ai urcat? Nu. Nu cred că... Mă, că eu nu mă urc pe lucruri. Rar așa. Valentin, bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Să știi, Luca, nu e ca în copac, adică acolo la, adică sunt cu balustrat, da, balustrat, da, da, știu, de ce știu, 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 știu. Nu e, eu înțeleg pe, că ai o temere, dar da. Da. Alo? Da, bine, este cumva în sectorul 4. Ia vezi, colegule. Da, îmi pare, eu din câte eu știu, nu. Nu m-am gândit și cred că o să răspund pas. Adică, deși este un răspuns clar aici, dar sau de nu, ce să te grăbești? Mai ține puțin de vorbă pe domnul, mă, că eu imediat verific sectoarele. Abar n-am. Acum, imediat. Vedem ce știu, nu. Suntem siguri? Adică, întrebarea este, știi, e atât de dificilă delimitarea asta a sectoarelor, să știi exact ce stradă cumpă nu știu unde, încât aș zice... Eu am un răspuns, adică aș fi tentat să spun nu, dar ca să nu greșesc, o să spun pas. Ok. Da, e pas, e bun. Da. Hai să zic pas, pentru că nu știm clar și nu vrem să greșim ceva, înțelegeți? Asta este. Am înțeles. Suntem aproape, suntem aproape siguri au mai și, au mai și mutat dar ca granițele, să nu fie vreo eroare, și... zicem pas și asta și e. O să vezi că sunt niște limite acolo, da, când o să afli răspunsul la final, acum sau când o fi, da? Da. Am bun, înțeles. Hai, zi. De ce pas, Valentin? M-am pus acum în dificultate, da? Intră eu mă gândeam 2. La parcul Carol. Deci rămân pe... Aha. Pe ce m-am gândit. Este parcul cumva Carol, parcul Carol. Parcul Carol e în sectorul 4? Da, este, da, în sectorul 4. Nu este în parcul Carol. Mulțumim tare mult, Valentin. Abordare. E, nu ne rămâne decât să mergem și la Nicolae. Bună dimineața. Bună, Nicolae. Salut, Nicu. Bună dimineața, vă salut, băieți. Bonjour. Se află cumva în zona 0 a Bucureștiului? Zona 0. Zona 0, înțelegi, practic zona centrală, cum ar fi, nu? Da, centrul Bucureștiului, da, zona centrală. Da, răspunsul este da, se află în zona 0 a Bucureștiului. Cumva la Ateneul Român? Nu. Ne-ar fi plăcut. Dar nu am avut loc să ascundem acolo, nu ne-au dat voie să intrăm. Da.
N-a avut loc contrabasul lui Vlad să intre pe ușa de deci, da. N-a fost să fie. Deci 5 zile. Da. Dar văd că ești mândru de tine, da, așa știi, că... Dar știi câtă lume vorbește de tine acum? Ai frigider acasă? Da, da, da. Mare? A? Mâine dimineață, practic, vom continua drumul nostru către etichetul de vacanță. Toate detaliile sunt pe europafm.ro. In the morning. Deșteptarea. Every morning. În fiecare zi la Europa FM.